Vom face acești papanași. V-am spus rețeta. 750 de grame de făină, 1 kg de brânză de vacă, așa, o linguriță de bicarbonat și 4 ouă și 2 esențe de rom, una de vanilie și cealaltă de rom. Așa arată papanașii. Suntem la un nivel înalt de a privi. Uitați, nu contează forma lor pentru că sunt deosebiți. I-am păzit bine și culoarea o au la mare meserie. Uitați la ce nivel, da? Am desfăcut unul să vedeți că sunt pufoși și la mare meserie. Da? Să vă spun un lucru. Acești papanași uriași sunt făcuți în condiții. Aici am pus, bineînțeles, dulceață de afine. Eu, într-adevăr, recunosc, eu nu o pun deasupra și așa, eu pun într-un colț și de aici înting, să zic așa, frumos, tăind cu... Eu tai în condiții, atât, nimic mai mult. Așa, Toni, bună ziua! Bună ziua!